Nevoie de medici mai este și în alte comune sau orașe din județ, unde, cu toate că există unul sau mai mulți medici, aceștia nu fac față numărului mare de pacienți. Directorul DSP a oferit ca exemplu în acest sens orașul Șimleu Silvanie, unde ar mai fi nevoie de încă 2 medici de familie, cât un medic de familie în plus, necesitând pacienții din Jibou, Bălan, Ips, Sâc, Surduc, Valcău de Jos și Almașu. În acest moment în salari sunt 118 medici de familie, din care 55 au cabinet în cele 4 orașe, iar 63 în mediul rural. Peste o jumătate dintre ei sunt în bazinul Zalăului, conform datelor DSP. Fiecare sălăjean a fost în primele 10 luni din acest an în medie aproape de 2 ori la medicul de familie. 2 din 10 pacienți au beneficiat de tratament în urma consultației primite.